el a făcut organizat și am început să explic. Din 2008 la municipiu, eu am muncit. Și am pus o simplă întrebare, am pus. O simplă întrebare am pus. Filmați, da? Da. Dumneavoastră, cum v-ați simți dacă cumnatul dumneavoastră ar candida și l-ați trădat? Asta e întrebarea care ne-am spus-o. Că nu, că nu se pune problema de trădat, că stați să vedem. Și a spus, nu se trece la renumărare de nou. Când am început, el a zis că orice ar fi, nu se validează alegerile, nu iese președinte. Dacă vreți să scăm murdar, scăm murdar. Așa ne-a spus. Exact cuvintele astea. Vreți să joace murdar, să joacă murdar. Și am trecut la numărătoarea membrilor din birou și la un moment dat propun să renumărăm voturile la președinte. Ok, nicio problemă, le renumărăm. Suntem de acord să le renumărăm. Dar în timpul ăla, eram eu, el citea, eu scriam. N-am văzut că bifau. Și după aia îmi spune din nou, hai să numărăm. Eu scriam, el citea. Moraru Pintea. Pintea. Eu știind că deja a ajuns la numărul de 40, care așa, el s-a oprit. Și el a început să spună, domnule, dar deja e în regulă aici, pentru că uite câte zile anulate. Erau două la început, acum deja 3, 4, 5, 6, 7 și s-au uitat mai mult de jumătate anulate. Ce să mai faci? Ce rost are să mai numeri când unde vin? Unde sunt buletinele anulate? Le-au luat ei. Le-au luat tineri. Tânărul de la studenți de la Național. Le-au băgat în buzunar? Le-au luat într-o mapă, da. În comisia de numărare erau 3 oameni care nu erau din Suceava, nu? Da. Era băiatul de la București de la studenți, Costel Alexe, care e principalul de vinovat. De ce nu ai cerut buletinele anulate? Le-au luat. Le-au luat imediat, ei acum le-au pus în mapă. Vezi buletinele anulate? Da. Ți le-au dat? Nu. Care este numele tău? Cernescu Marius. Și al tău, te rog? Irmi Andrei. Voi știți ce? Aveți proprietatea termenilor, da? Știți ce spuneți acum aici, da? Normal. Da. Bine, mulțumesc. Mergem până unde vreți. Bine, mulțumesc.